Am revenit, doamnelor și domnilor, și vorbim în continuare cu eroul nostru Bogdan Stelea. O să mergem acum pe drumul care te-a făcut celebru. Știu că ai ajuns la Dinamo după modelul PCR, practic. PCR? Da. Pile, cunoștințe, relații. Ah, da, bine. Nu știam că așa se spune. Da, într-un fel am avut o pilă și una destul de bună. Bine, la fel ca orice copil, am început să joc fotbal prin curtea școlii, apoi pe Maidan și tot așa. La un moment dat eram atât de... și în perioada în care jucam cu prietenii prin... pe la școală sau prin... când mergeam la țară în... unde erau ai mei profesori, jucam pe câmp, pe izlaz, pe unde pășteau vacile pe acolo. Ai mei și-au dat seama că sunt talentat. Sunt nebunit de... Nu știau ei cât sunt de talentat. Vedeau că îmi place foarte mult și că dedic foarte mult timp să joc fotbal. Și atunci... având un prieten, tata, noi fiind prieteni de familie cu un antrenor de box de la Dinamo, domnul Dumitru Ion, care a fost și antrenor federal, era și la echipa națională de box a României, dar el era angajat la Dinamo, au vorbit și el a spus, ok, eu îl iau, pentru că noi ne cunoaștem toți acolo în club, îi cunosc antrenorii și o să mă interesez... cine are grupa lui, cine antrenează jucătorii de vârsta lui și mergem. Dar tu ți-ai dat seama de postul tău încă de la început sau ai mai încercat și alte posturi? Când eram copii, când mă jucam singur sau cu prieteni, da, am încercat să joc și în câmp. Dar nu m-a atras foarte tare și am rămas pe... Am spus că în momentul în care am mers la Dinamo, am spus că vreau să fiu portar. Și când am mers acolo, asta am și făcut. M-au băgat direct în poartă. La 19 ani ai ajuns la Dinamo? No. Nu. Nu? Mai deci m-am dus la copii la început. M-am dus, aveam 12 ani când m-am dus. Și habar n-aveam să apăr. Eu apăram tot ce făceam pe Maidan, făceam instinctiv. Sau că eu vedeam anumite lucruri pe la televizor, că atât cât puteam să văd. Că mă uitam la meciul la televizor și vedeam ce făceau anumiți sportari. De cine sportari. Îți plăcea? De Iordache, de Vasile Iordache îmi plăcea. De la Steaua. Eu m-am dus la Dinamo. Și nu știam să apăr. Dai seama că nu știam să apăr. M-am dus la primul antrenament. Eram cu tata și cu domnul antrenor, domnul Dumitru. Și mi-aduc aminte și acum, când am intrat pe poartă la Dinamo, eram între ei, între amândoi, și la Dinamo, în perioada respectivă, afară, chiar pe Ștefan cel Mare, erau niște, un fel de vitrine din astea așa mari și toți jucătorii de fotbal aveau poze acolo în vitrină. O poză mare cu toată echipa și după aia poze individuale cu fiecare jucător. Și eu am văzut pozele respective și le-am zis, zic, că eu într-o zi o să ajung să joc în echipa națională. Serios? Da, da, le-am spus. Chiar când am intrat cu partea din nou. Și zic, o să ajung să joc în echipa națională. Și taică mi-a dat una după ceafă și mi-a zis, zice, stai să vedem dacă te opresc aici. Sunt pe aia, vorbești tu de echipa națională. Și m-am dus la antrenament. Se făcea antrenament pe zgură. M-a prezentat domnului Gheorghe Timar, antrenorul meu de la copii și juniori. Și... Practic el a fost cel care te-a descoperit? Da. Cel care m-a primit la Dinamo și care după aia m-a antrenat și mi-a acceptat toate mofturile, toate nebunile. Dar de ce zici mofturile? Erai mofturos? Nu, dar am avut o mulțime de peripeții. Și... a avut multă răbdare cu mine. M-a pus în poartă și în afară de faptul că aveam curaj și eram nebun, nu știam nimic. Mă aruncam în cap, pe burtă, dar nu mă opream. Într-una mă aruncam, mă loveau mingile, nu mă loveau, nu conta. Și și-a dat seama că pot să-mi fac rău singur și m-a oprit. A zis, nu, oprește-te.
m-a scos din poartă și mi-a spus, ok, am văzut, probabil că nu m-ar fi oprit niciodată dacă nu mă duceam cu domnul Dumitru Ion, nu știu dacă mă opreau. Prunea deja avea 3 ani de când făcea fotbal. Făcea fotbal, da. Da, dacă nu mai mult. Și el era acolo, apăra. Și mă uitam la el, nu-mi venea să cred. Apăra, n-avea niciun fel de problemă. Deci nu făcea, s-a arunca, prindea mingile, nu făcea niciun fel de efort. Eu mă aruncam și îmi rupeam gâtul. Și mi-a zis, zice, ok, du-te acasă și vii mâine la antrenament. M-am întors a doua zi. Și a doua zi m-a luat și m-a dat, pentru că eram foarte mulți copii și eram pe două grupe. Eu eram născut în 1967, în decembrie, și puteam să joc la vârsta de 1968. Și m-au dat la 1968, dar la echipa a doua, pentru că erau împărțiți. Cei care erau foarte buni erau la prima echipă, cei care erau nu erau foarte buni jucau la echipa a doua. Dar să nu credeți că oricum și cei de echipa a doua, nivelul era foarte, foarte ridicat. Pentru că la Dinamo veneau o mulțime de copii ca să... Care talentați, de, da. Exact. Și aveau de unde... Aria de selecție era mare. Și am început la echipa a doua. Și de echipa a doua se ocupa un domn, Davidson Jean, îl chema. Era evreu de origine. Și era mai în vârstă. În perioada aia, cred că avea în jur de 67-68 de ani. Și el m-a luat, el, de fapt, ABC-ul, el m-a învățat. Avea o răbdare cu mine incredibilă. Mi-a arătat cum să cad, cum să țin mâna, cum să prind mingea. Eu eram, tot timpul am fost impulsiv și aveam și anumite, aveam calități fizice, eram... rapid, eram potent, eram... Dacă aveam curaj. Dacă te-a ajutat chestia asta să fie atât de impulsiv, atât de, nu știu... Da, da, da. Și cel mai mult ce m-a ajutat e că tot timpul vreau să fiu mai bun. Nu exista, adică în momentul în care eu consideram că nu fac ceva bine, nu, până nu făceam așa cum trebuie, nu mă opream. Numai că, datorită vârstei, n-aveam răbdare și mă enervam și făceam tot felul de istericale. Și omul ăla era de un calm, nu știu dacă s-a răstit o dată sau de două ori la mine. Și îți dai seama, eram un puști, aveam 12 ani. Dar ai învățat ceva de la el? Ți-a spus ceva în momentul ăla, în perioada aia? Da, multe mi-a spus. Și în tot timpul îmi spunea, tu ești foarte bun. Tot timpul îmi spunea asta, mi-aduc aminte și acum. Nu știu, cred că a văzut ceva, pentru că după asta... Chiar și cu siguranță că și domnul Timar mă vedea și vorbeau între ei. Domnul Timar se ocupa mai mult de prima echipă. După aia am ajuns eu, când m-au luat la prima echipă, am început să interacționez mai mult cu dânsul. Dar primul a fost Neajan, cum îi spuneam eu, noi toți îi spuneam Neajan, care a spus că tu o să ajungi să joci în echipa națională. Le spunea la toți, fără să se ferească. Și după aia domnul Timar era la fel. Când eu aveam, cred că aveam 15 ani, 16 ani. I-ai crezut? Da. Eu îi credeam. Deci în nebunia mea, eu am fost primul care am spus lucrul ăsta. Dar ei vedeau ceva, au văzut ceva la mine tot timpul. Și chiar dacă am făcut o mulțime de tâmpenii, s-a întâmplat că Prunea era mai avansat decât mine. După aia la Dinamo a venit și Răzvan Lucescu. Și s-au întâmplat, erau meciuri în care... Noi era ziua de meci, eu veneam la meci și la un meci apăra Prunea, eu eram în rezervă. La meciul următor apăra Răzvan Lucescu, eu eram tot rezervă. Și se terminau meciurile, stăteam pe bancă și după ce se terminau meciurile, mă trimitea să mă și antrenez. Și am stat o perioadă așa, nu jucam, nu aveam nicio... Începeam să mă enervez și au fost multe perioade în care n-am mai venit. Au fost, mai ales vara, mă enervam și nu mai apăream o lună. După aia mă duceam din nou, mă vedea, zicea, nu mai ce-ți cauți aici, pleacă. Stăteam acolo la ușă, atârnam, plângeam, mă rugam pe băncile din fața vestiarului, până la urmă zicea, ok, hai, vino de mâine. Bam, mă întorceam, veneam. După aia iarăși se întâmpla să nu joc, pentru că eu n-am jucat regulat, adică era mai mult rezervă. Cu Răzvan, într-o perioadă, mai împărțeam. Unul juca un meci, altul juca meciul următor.
și celălalt stătea pe banc. Da, cu Prunea nu. Prunea a apărat în permanență titular, eu eram în rezervă când eram amândoi. Iar cu Răzvan se întâmpla, mi-aduc aminte și acum, când era rândul meu să apăr, venea Nea Mircea să-l vadă la meci și mă vedea pe mine apărând. Și când nu venea Nea Mircea, apăra el. Și mă simțeam și aiurea de multe ori, că era rândul meu să apăr, dar da. Profesorul Timar niciodată, dacă așa se întâmpla, ăla, că ar fi putut să spună, bă, a venit taicătul să te vadă. Nea Mircea era într-un echipă națională atunci. Da, da, da. A venit taicătul să te vadă, putea să-l bagi, dar nu. El era rândul corect. Meu, da, era da, rândul da. Meu să apăr, eu apăram. Dacă era rândul lui, s-a mai întâmplat, de vreo câteva ori s-a întâmplat să vină Nea Mircea să-l vadă și a apărat, că era rândul lui, dar în marea majoritate a cazurilor apăram eu. Culmea ca după aia să ajung la Dinamo cu Mircea Lucescu antrenor, el să mă bage să joc, să debutez cu el antrenor și să ajung să fac parte din echipa din anii 90 a lui Dinamo. Așa sunt, dacă stau să mă gândesc retrospectiv, păi poate sunt multe coincidențe și lucruri care așa au fost, da, și astăzi, au fost date să se întâmple. Asta nu te gândești că poate era o strategie a domnului Lucescu să vadă de fapt cât de bun ești tu? Nu, nu era nicio strategie. Eu eram un puști, n-aveam nicio treabă. Însu avea alte probleme pe cap atunci. Și apoi am ajuns pe la prima echipă pentru că o perioadă cu noi făcea antrenamente Florin Cheran. Iar când a venit Nea Mircea antrenor în 85 la Dinamo, l-a luat pe domnul Cheran cu dânsul antrenor secund. Iar datorită faptului că domnul Cheran făcuse antrenamente cu noi, ne știa pe majoritatea. Ajunsesem, eram mari deja, aveam 18 ani și terminam junioratul, începeam să jucăm la tineret și ne știa. Iar ei își doreau foarte tare să întinerească echipa și să aducă jucători talentați și atunci pe o mulțime dintre noi de la copii și juniori au avut curajul și ne luau să ne antrenăm cu prima echipă. Dar eram mulți, eram, la un moment dat, eram vreo 10 care ne antrenam cu prima echipă. Iar în momentul în care de la Dinamo plecau, pentru că în perioada respectivă plecau foarte mulți jucători la echipa națională, când erau acțiunile echipei naționale, plecau jucătorii la loturile naționale, rămâneau fără jucători și ne chemau pe toți la echipa mare și ne antrenau. Bogdan, dar în loteria asta, nu știu, când stăteai în poartă, spre exemplu, și treceai prin loteria asta a penaltiurilor, ai avut vreun moment de cumpănă? Da, am avut momente de cumpănă. Culmea, trebuie să spui, eu am pierdut. Cât de mare este poarta aia? Pentru că la televizor nu pare atât de mare, dar am fost pe un teren de fotbal și este imensă. Da, e chestie de... Totul ține de încredere și de ce știi că poți să faci. Uneori se pare foarte mare, alteori e foarte mică. Totul ține de cum ești și de cât de bine pregătit ești. Ție cum ți se părea? Aveam zile când mi se părea foarte mare și zile când aveam senzația că nu poate să facă nimeni nimic, că nu pot să primesc gol. Sunt zile și zile. Iar legat de 11 metri, mi-a plăcut. A fost o parte a jocului care m-a atras în permanență. Și... Îți plăcea să anticipezi lovitura? Da, să anticipez, să-mi dau seama... cam unde ar putea să treacă, să tragă atacantul. Îmi plăcea să mă joc cu psihicul lui, să da. Fac lucruri, să-i dau senzația că vreau să fac ceva și de fapt să eu să fac altceva și să-l fac cu el. Era un joc. Era un joc de psihologie. Exact. Era un joc. Da, da, da. Pe care, mai ales spre final, învățasem să-l joc foarte bine și mi-era destul de ușor. Cert este că am ajuns să fiu destul de bun la 11 metri și am câștigat destul de multe meciuri la loviturile de partajare. Am apărat și lovituri de pedeapsă în timpul jocului, lucru care e diferit. Una e să aperi în momentul în care sunt lovituri de departajare, să aperi o serie de 5 sau de cât mai urmează să bată, și alta e să aperi în timpul jocului. Corect, da. E cu totul altceva. Dar mă antrenam pentru loviturile la 11 metri și am câștigat destul de multe meciuri la 11 metri și am și apărat în timpul meciului.
Te-am văzut. Da. E foarte rar se întâmplă ca un portar să primească cartonașul roșu. Tu ai primit multe? Am primit odată cu... Bine, eu am... În momentul în care am început să joc, era permisiv, era mult mai permisiv, pentru că făceai anumite faulturi și ți se dădea doar galben. Sau ieșeai în afara careului, puneai mâna pe minge, primeai doar galben. Dar apoi regulile s-au schimbat, s-au schimbat. Tu considerat ca ultim apărător, dacă se întâmpla să ieși din poartă și erai ultim apărător și nu mai aveai pe nimeni în spate, primeai automat roșu. Iar în momentul în care regulile s-au schimbat, am primit roșii de genul acesta. Am, în cariera mea, cred că am vreo 4 sau 5 roșii primite. Puțin. Dar niciodată pe violență să lovesc urât sau să vorbesc, să spun ceva unui arbitru, n-aveam nici cea mai mică... Pentru mine arbitrii nu existau, nu aveam nicio interacțiune cu arbitrii. Niciodată nu m-am dus să spun absolut nimic unui arbitru. Cât câștigai prin anii 88-89? Bine, câștigam. Comparativ cu ce câștigam în 88-89, eram, îți dai seama, eram în perioada comunismului, eram înainte de revoluție și noi câștigam bine. Cred că am avut luni când câștigam și 15.000 de lei pe lună. Erau bani. Păi, ai mei, că fiind profesori, aveau salariul 3.700, 3.800. Ce făceai cu banii? Nu prea aveam ce să fac cu banii. Îi strângeai? Erai... Da, în mare parte, n-aveam ce să fac. Păi, n-aveam pe ce să-i cheltuim. Pentru că aici, în țară, haine nu ne găseam, cine știe ce, ca să ne cumpărăm tot. Când mergeam în străinătate, ne schimbam banii în valută și mergeam în străinătate și cheltuiam pe haine. La început, în primii 2-3 ani. Bine, după aia am strâns, mi-am luat o mașină, iar imediat după Revoluție, prin 90, mi-am cumpărat o casă. Cum erau meciurile cu marea rivală Steaua pe la 20-22 de ani? Război. În toată regula. Și fără pace. Ba da, era pace era după. Pace? Da, da, între noi era pace, după era pace, dar în timpul jocului era război. Da, adică? Război în toată regula, cu tot ce înseamnă strategii, spionaj, tot spionaj? Ce vrei. Spionaj? Da, cum da, adică? Da. Păi nu că și ei și noi încercam să aflăm cât mai multe din tabăra fiecăruia. Nu vrei să știi. Ba da, vreau să știu. Da. Era ce foarte... Făceați? Țin minte că eram odată la stadion, la Steaua, și în vestiarul unde ne dezbrăcam noi, Dinamo, undeva în spatele vestiarului aveau o cameră din asta ascunsă. Cameră de luat vederi? Nu cameră de luat vederi, nu. Pe vremea aia nu. O cameră mai mică. Mai mică, da. Și Nea Mircea ne-a spus la un moment dat că a aflat că cineva de la Steaua a venit și a stat acolo da, să asculte ședința. Acum nu știu cât e de adevărat sau că doar li s-a părut lor. Dar cert este că după episodul respectiv, când am venit iarăși la un meci pe Ghencea, s-au dus și au controlat peste tot prin camerele alea. Păi nu, că se făceau chestii astea. Încercam să trimeată oameni pe unde erau bine. La meciurile pe care le jucau pe stadioane nu era niciun fel de problemă, că și ei și noi ne duceam și ne filmam. Dar încercau să afle lucruri de la antrenamente, din sânul echipei, dar și noi și ei făceam același lucru. Da, dar până la urmă ai fost unul dintre puținii jucători care au evoluat și la Steaua și la Dinamo și la Rapid. Da. Păi cum așa? Păi se întâmplă, dacă ești jucător profesionist, se întâmplă. În momentul în care m-am întors în 95, am venit din Turcia, eu mi-am dorit să mă întorc la Dinamo. Dar nu s-a putut pentru că s-a creat o situație destul de ambiguă și cei de la Dinamo spuneau că sunt jucătorul lor de drept. E o poveste mai lungă. Eu eram deja jucător liber și Steaua au venit, au spus clar că mă vor foarte tare și m-au luat. Cine te-a iubit mai mult? Cine m-a iubit mai mult? Habar n-am. Eu, într-un fel, m-am simțit iubit peste tot. Chiar și atunci când am avut conflicte și la Rapid și la Dinamo, la Steaua n-am avut niciodată niciun conflict.
chiar și când am avut conflicte la Steaua și la Dinamo și eram huiduit sau lumea era împotriva mea, cu siguranță se comportau de maniera respectivă, pentru că într-un anume moment se simțiseră răniți și dintr-un anume punct de vedere, dacă evoluțiile mele nu erau, ei erau foarte stricți și dacă evoluțiile mele nu erau așa cum și-ar fi dorit ei, se comportau de maniera respectivă, dar asta pentru că, într-un fel, îmi recunoșteau valoarea și vroiau să fiu la nivelul la care, la care ei s-ar fi așteptat din partea mea. Și chiar dacă mă deranja în anumite momente, când mă linișteam și începeam să mă gândesc, luam totul pe mine și încercam să fac lucrurile să fie ok, să dau satisfacție tuturor. Și dovadă că și la Dinamo și la Steaua, la Rapid, am reușit să întorc în favoarea mea anumite situații. Și până la urmă toată lumea a fost fericită. S-a terminat cu câștigarea unui trofeu. Și lucrurile s-au terminat frumos, în general. Bogdan, am descoperit astăzi un om minunat și abia aștept să continuăm interviul nostru, să văd și să ascult cu bucurie întreaga ta carieră. Mulțumesc!